Salutare, fraților, eu sunt Alex250 și bine v-am găsit astăzi la un nou episod din cariera noastră cu viitorul Constanța. Înainte de a începe acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să strânge cât mai multe. În episodul trecut am făcut minunea, am bătut-o pe Milan 3-0, nu știu ce a fost acolo, dar am jucat mirific am jucat. Acum jucăm cu FCSB și cu Milan returul, pentru că, da, să știu dacă am câștigat 3-0, mai trebuie să ne apărăm, pentru că, da, Milan e o echipă care poate să întoarcă un scor de ăsta și vreau să ne uităm de ceva. Dacă tot jucătorii le expiră contractele, că e finalul de play-off, adică în Liga 1 cam așa e, le expiră contractele, poate găsim un fundaș central care să, na, să ne ajute. Bodurov, Bălașa, Ciobotariu, Bălașa are 70 și are 23 de ani. Hai să-l băgăm pe Bălașa. Oh, expiră în 3 luni, l-am putea lua pe Bălașa ca un fundaș de rezervă, de ce nu? Marius Constantin, Thiago Ferreira, David Garcia, Florin Gardoș, Cacicas, Lang, Marc, Miron, Mongongu, Tizian Planić, bine acum... Paolo Vinicius, da, hai să-l luăm repede pe Bălașa. Să-l avem acolo ca un fundaș de rezervă, de ce nu? Dacă tot expiră contractul, de ce nu să luăm și pe Mihai Bălașa să-l avem? Dacă tot poate juca și râbă, de ce să nu-l avem la noi la echipă? Era rău, de ce avem așa puțin? Ah, important, vrea pe 2 ani contract, ok. 15.000 cu aparențele nu-mi prea convine, deci vom da un edit wage și îți mai dau 2.000 la semnătură și încă 500 de euro. Da, Mihai Bălașa vine și el la noi, semnăm cu un fundaș central, pentru că avem doar 2 și să mai avem unul care să fie bun ca Mihai. Da, deci Fortes și cu Mihai vin la noi, perfect. Nu știu de ce mi-a arătat acolo că nu mai am niciun banc când eu am 2 milioane. Acum haide să nu mai stăm la discuții și încet să mergem spre meciul cu FCSB, care va fi un meci destul de greu pentru că e prima clasată a ligii întâi, cu 2 victorii din 2 în play-off. Noi am bătut tot timpul, jucăm cu formația asta chiar dacă e obosită și haideți să mergem pe stadionul viitor. Play-off, destul de interesat acest meci în play-off în fața Stelei. Noi avem o victorie și o înfrângere. Gaz Metan are o victorie și un egal, FCSB are 2 victorii, Craiova nu are nicio victorie. I-a bătut noi, nu mai știu cine a bătut, acum nu mai contează, stadionul este un pic cam, gazonul, pardon, este un pic cam urât, nu știu de ce a fost, na, a avut meci din 3-3 zile, se vede, meci cu FCSB și haideți să trecem la meci. Voltat pe un, dar... Continuă să alerge pe un. Pe un mai trece de un adversar. Pe un! Prinde Vlad acest șut. Ben Brereton, care în sfârșit îl ia pe Planić. Dar centrează și ia sare și bagă piciorul. Iar Vlad atunci... A, și se termină ultima noastră ocazie de gol. Și e 0-0 cu FCSB. Remiza albă. La Ovidiu. N-am avut ocazii, n-am jucat bine deloc. Dinamo câștigă 2-1 cu Gaz Metan, iar Craiova pierde. Acum vom efectua și noi niște antrenamente. Cine s-a accidentat iară? Hai să-l mai adăugăm și pe Man, pentru că va juca și Man. Da. Grește mal la toate, la agilitate. Tot. Iar acum odihnă mare pentru că avem meciul cu cei de la... Hai să vedem, deci vom face așa, va intra Man aici. Iar în locul lui Vână, că e un pic cam obosit, o să intre pe un. Vână va sta pe bancă totuși, va sta pe bancă pentru că n-a mai... Este nevoie de el și Achim. Da, nu, Achim, nu?
Da, luau tot așa cu Hodorogea și Ghiță în apărare. Avem deplasare la San Siro. Meci greu, meci greu pe San Siro. Va fi dificil, va fi dificil. Dar trebuie să batem, trebuie să batem. Și haide să trecem la meciul de pe San Siro. După 3-0 în tur, nu știu ce se mai poate întâmpla. Eu zic că ei de la Milan se aruncă în atac. Altă idee nu prea cred că este. Se aruncă, cred că, milanezii în atac. Cea surpriză pe aici, nu prea sunt. Numai noi cred că am adus cea mai mare surpriză din Europa. Câștigă 3-0 acasă Milanul cu o grafie foarte frumoasă. Vreau să vedem și squadul Milanului. Da, Klein, Bonucci, Zapata, Chilwell, Biglia, Locatelli, Montolivo, Borini, Niang și Andre Silva. N-au prea schimbat nimic milanezii cu același squad vin cu care au fost și la un video. Poate Borini, nu știu dacă a fost sus sau locul lui Borini. Bun, și haideți să trecem la meci. Man, după revenire, Denis Man scoate Donnarumma. Scoate Donnarumma. Centru pentru capul lui Brent Brereton, dar n-a. Oh, ce pasă la Brereton! Brereton bară! Mățan, scoate Donnarumma! Scoate Donnarumma! Scoate Donnarumma, aici se încurcă Brereton cu Man. Niang și este 1-0. Marchează Milan. Marchează Milan. Nu știu ce se întâmplă, dar noi a arătat de două ori din fața porții de acolo. Ne-a scos o bară și după Donnarumma cu un super save acum. Părerea asta a fost spartă și marchează în Bayern Niang, internațional senegalez. FIFA are naționalitate de francez, dar la Cupa Mondială. Oh, 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 gol, 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 marchează Milan din nou, nu știu ce se întâmplă, joc foarte prost. Efectiv, nu pot să ajung la poarta lor. Nu pot să ajung la poarta lor și dacă ajung, ați văzut de câte ori a ratat din fața porții. Ajungem în fața porții și ratăm, ce este destul de josnic. Nu cumva să mai marchez ei una, că după e jale mare. Drăguș. Eu dă lui Mățan, 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 Mățan. Și ne-a calificat mai departe cu golul lui Mățan. Mățan marchează 4-2 la general cu încă vreo 5 minute de joc. Nu se mai poate întâmpla nimic. Face aici drăguș pasa asta, am vrut lui Brereton, dar da, dacă i-a dat acolo și Mățan tot timpul dă cu bară gol. Și cu Maritima a dat cu bară gol, acum iară dă bară gol. Două goluri pentru Mățan, două goluri cruciale. Scoatem echipe destul de mari din Europa. După ce scoatem Beşiktaş, scoatem o echipă mai mare pe Milan. Care acum ar trebui să marcheze vreo 3 goluri. Pentru că 2-2 nu i-ar ajunge. 4-1 nu i-ar ajunge. Ne-am calificat noi. 5-1 le-ar trebui, dar nu, nu, altă dată. Poate în altă viață. Scoate Cojocaru. Și este ultima fază la care vine și Gianluigi Donnarumma. Brereton scoate cu capul și e gata. Milan, aba nu, nu e gata, nu e gata încă. Că nu e gata. Acum e gata. Scoate Milanul. Scoate Milanul. După ce scoatem Beşiktaş-ul, scoate Milanul. Victorie 2-1 pentru Milan, dar ideea este că am câștigat 3-0 acasă, ne bate 2-1 la ei acasă. Vedeți, avantajul meciului de acasă este foarte important.
Să ne aflăm și adversarul, deci... Ia să vedem, deci... Lazio, Feyenoord, Sporting, Lazio, Marseille, nu știu ce s-a întâmplat la Freiburg cu Bilbao, Everton și nici la Sparta cu... Villarreal. Cum avem meci cu Dinamo, suntem pe locul 3, la 3 puncte de locul 1. Haideți să vedem adversarul. Din Europa League este Feyenoord. Putem accede destul de repede în semifinale. Semifinale putem ajunge foarte repede. Că Feyenoord este un adversar mai slab ca și Milan și ca și Beşiktaş. În episodul următor vom avea o pauză de la meciuri grele. Vom juca cu Dinamo și cu Astra. Și cu Craiova, poate simulăm una dintre alea trei, dar vedem cu cine jucăm. Dar cam atât a fost... Uai, jucăm la o zi un meci, hai de chiar spun meu. Dar cam atât a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut. Eu am fost Alex250, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!